Bună ziua, oameni buni, eu sunt mai specanul păsăr de curte. În acest episod am să vă arăt toate păsările și animalele. Bate vântul afară foarte rău. Nu știu dacă se vede pe clip, dar cam așa face salcămul ăsta. Bine, nici chiar așa, dar se mișcă totuși. Avem aici cei patru fantastici și cu o pereche de pitice și cu puicuța aceea micuță, care uitați, a crescut, ce măricică este, e foarte faină, este simplă, dar îmi place mult. Așa. Mai departe, cloșca asta alta e aici, care încă n-a scos. Nu știu dacă o se vadă. Cred că se vede. Eu nu o văd. O las asta pitică. Mare parte din pitice văd că mi-s pe aici. Bărboasa asta cu cocoșul lemon, cum îi zic eu. O târnichia cu dânsul. Aici doamna care se ouă. Golașa pitică, cea albastră. Cocoșelul ăsta. Și cu bărboasa neagră încălțată. Probabil că diseară voi face și clip cu ele când le închid, pentru că vreau să le obișnuiesc în grajd de astă seară, azi fiind marți, când filmez clipul. M-am decis și îl voi lăsa și pe acela încălțatul, ca virgulă cocoș, va rămâne ăsta, că e foarte încălțat, adică se poate observa cât de încălțat este. Este o splendoare și de-aia mă gândesc mult la el, să-l păstrez, pentru că este fain și pe culoare și încălțătură și tot. Deci va fi 1, cel lemon de acolo 2, 3 cu ăsta și 4. Cam din câte știu atât. Da, că pe ăsta nu știu dacă îl voi păstra. Și probabil îl voi mai ține și pe cel bărbos, negru. Deci va fi 1, 2, 3, 4, 5 cocoși voi avea. Nu știu la câte găini, mi se pare că vreo 15 sau 16 găini, ceva de genul. Sper că mă aud și mă înțeleg bine, pentru că bate vântul foarte rău. Dar am promis că voi face clip în fiecare zi, cât voi sta din ultima săptămână din vacanță. Așa că vreau să mă țin de promisiune. Am deschis aici pentru că vreau să dau și drumul găinilor. Și sper că voi reuși să le dau drumul numai în grădină, să nu-mi scape și pe afară. Da, ce să-mi scape? Vor intra ele singure în grădină, n-am ce să le fac. Le las să-și facă un pic siesta, cum s-ar zice, și după aia le bag în grădină. Stați că ce mă enervează vântul. Gata. Cum am spus, pe ăsta nu îl voi opri, pentru că are coada într-o parte. Dar îmi pare rău de el, pentru că se face un cocoș foarte mare. Dar n-am ce să-i fac. Pentru că, din câte am înțeles, cocoșii aceștia cu coada într-o parte nu prea pot călca ei cum trebuie. Două, am luat 3 de dimineață.
Este și unul aici. Asta e de viandot. Iau în jur de vreo 5-6 ouă de când a fost furtuna aceea. Nu prea mai au la fel. Pentru că am dat frigul. Nu se mai poate sta în mânecă scurtă. Acum voi închide și voi muta topoporul în grădină. Păi. Așa, stați un pic. Unul din golașii de ținut ori va fi acesta, pentru că îmi place și el mult. Ori acela, ori... Sper că n-a intrat în grădină ca să vi-l pot arăta. Ori acesta, care deja calcă și l-aș opri. Ori acela, care a trecut pe lângă mine. Am doi la fel, ca golașul acela. Am unul cu mai mult negru și unul cu mai mult alb. L-aș lăsa pe cel cu foarte puțin galben pe aripi. Acela parcă îmi place mai mult, uitați-o și pe bărboasa. Dar acum să vedem, că voi opri cam vreo 3 cocoși. Cam în jur de vreo 28 de găini. 28-30, ceva în genul. Și unul va fi deținut bărbosul care deja calcă și sigur îl voi opri. Asta este un semn foarte bun pentru că calcă. Al doilea va fi moțatul ăsta pentru că a început și el să se mai dezvolte. Și îmi place mult. Și îl țin pe el din lipsă de acel golaș moțat. Puica asta îmi place foarte mult. A început să-i crească creasta și să-i se înroșească și cred că va începe cât de curând oatul. Așa. El va ține pe acela moțat, cum am spus, în caz că nu va fi acel moțat bărbos încălțat cocoș. Și cred că nu e, din păcate. Așa că voi ține pe acel moțat. Și ca să păstrez ca în fiecare an de câțiva ani bunicoa, tradiția cu cocoșul golaș în fiecare an, vreau să păstrez și un golaș din aceea pe care vi-am arătat puțin mai devreme. Găina asta iar îmi place mult, puica de fapt. Sta afară toată ziua și s-a făcut foarte faină. Avem aici cam vreo 3 ouă deja. Ia du-te, domnișoară, un pic la o parte, ca să mă uiți la cuibarul tău. Aș lăsa o sincer pe ea să crocească în caz că va pica. Are numai... are 3, cum am spus. Da, uitați ce ouășoare mici face, pentru că așa e mică oricum. Mă uit, mă gândesc să nu este care va ele. Pentru că așa este mic oricum și face o ușoare foarte, foarte micuță. Și cam așa trebuie să le facă o pitică. Asta este speciala pe anul ăsta. Moțata asta, care oricum nu iese. Și o las acolo să stea liniștită. Na, adică voi închide aici și dau drumul la poartă. Dacă vrea să iasă în curte, să iasă. Dacă nu, nu. A mai rămas o găină de viandă și cocoșul surorii mele. Da, de ei nu fac grijă că ei dacă vor poate să zboare. Dar dânsa nu poate. Pentru că este și grasă și nu... Și nu poate, ea nu zboară deloc. Doarme pe jos de-aseara.
așa. Haide să mergem și la Cloș, la Cloșca, pardon. Toți patru prichindeii au mâncare, apă. În aia mare pun apă pentru găină și în asta mică pentru ei. Trebuie să le pun și lor ceva de mâncare pe aici, dar n-am avut ceva așa mic pentru ei. Cam de acum le voi pune, că au început să le dea aripioarele. Și de acum poate să sară. Îi țin așa închiși, că nu vreau să-i pierd. Chiar dacă misc orcituri și toată lumea știe că mie nu-mi plac orciturile, le țin în... îi păstrez, na, și mi-ar fi milă de ei. Ia ține de drag, dacă ar fi o familie de 2 plus 1, chiar i-aș ține numai de drag. Aici am făcut lusara, trebuie să-i schimb iar apa. Că până... am dat drumul, au avut și rațele acces acolo. Le-am pus și apa aici. Am rezolvat cu fântâna. Aș avea un soțin dacă aș vrea, de aceea. Dacă ar fi, bineînțeles, familie de 2 plus 1 la ăștia mari. Ca nu i-aș ține cu ai mei ca să mi se corcească. I-aș ține ori pe aici pe la capre. Că am unde nu-i problemă. Ori la rațe, partea aia la altă. Uitați, asta să-mi ziceți dacă e puică. Eu nu așa zic că ar fi puică. Și după formatul corpului și după toate. Eu nu așa zic, asta ar fi puică 100% și mi-ar părea bine că e și bărboasă și încălțată. S-a scăpat eu și prin. Tasca, nu vreau să las să iasă în grădină. Că dacă duce în grădină, nu mai prind eu niciodată. Deci vrea să o prind numai să-i fac câteva poze, să văd ce e. Că pe mine cam asta mă interesează. Să știu ce e. Lasă să am prins la ce. La iepuri am să le fac curat, ca mâncare le-am dat. Ne-am pus salcăm destul. Iar cum să zică careva? A, am văzut-o. Aici mi se ouă. Așa bătrână are deja 3 ouă. O las că poate o cloci și în caz că o cloci, îi pun și ouăle de la bărboasa aceea micuță. N-am cu ce să arunc acolo. Că a ieșit acolo pe margini. Vrei tu multe, fată, dragă. N-am, nu pot să ajung la ea. Dar cum am spus, vreau să o prind să vă pot arăta. Să-mi spuneți o mică părere. Asta mă enervează că n-am cu ce să dau așa după ea ca să o pot speria să iasă afară. Nu se speria asta. Un băț n-am. Na, stau după puica asta acum. Nu se sperie, doamna.
Și aici vreau să învăț piticele să doarmă, uitați, le-am făcut și cu Ibar acolo. Ori aici, oriunde vor ele, numai să stea. Că ați văzut, am pitice care dorm și aici sus. Și n-am treabă cu ele. Dar pe mine mă interesează că vine iarna. Și vreau să am ceva ca lumea la ele. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dacă știți ce vreau să... Am prins-o. Și pe domnișoara. Uitați că are și încălțătură. Da, să-i dau pânza asta. Na, e așa ar părea fi puiculiță. Stați un pic că nu focusează telefonul ăsta deloc. Când am nevoie, n-ai focusa. Bine, eu nu așa zic, ar fi pui. Acum ce o vrea unul Dumnezeu să fie, măcar să-mi trăiască. Dar tot am speranțe pentru puică. Da, și gâsculițele. Azi gâsca bătrână de dimineață când le-am dat drumul. Mi-au scăpat aici și i-a zburat peste gard. Și gardul ăsta cam are ceva. Adică a zburat cât de cât să zicem ca lumea. Nu mai stă plasa asta și nu vreau să-mi iasă nici găinile. Gâsca bătrână zboară și știu că zbura și înainte. Și de cea albă știu că zboară. Chiar dacă am zis într-un timp iarăși că aș vrea să țin toate gâștele și ambii gâscani, ei bine, m-am gândit eu mult mai bine și cred că așa voi face. O voi ține pe boboaca, pe gâsca bătrână și pe creața, alături de gâscanul tânăr, fiind acela după... Fiind ăsta. Pentru că se face masiv catastru, din câte cam observ. Și de taică să-mi ia milă, dar sincer mi-e frică să nu să rămân fără boboci și la anul. Pentru că mi este că la anul dacă rămân fără boboci, chiar că voi desința gâștele de tot. Se observă foarte clar diferența dintre ei, de-aia zic că și pereche. Și el deja e cu mult mai mare față de gâște. Ce să mai... O dăm pe una și pe alta. Îmi pare rău și de autosexabile, îmi pare rău și de toate, dar... Nici așa multe nu vreau să mai opresc la un gâscan pentru că mi-e frică să nasc o boboci. Pentru că vreau și eu măcar la anul 15 boboci. Nici mai mult, nici mai puțin. Acum mai mult, Doamne, ajută, cum să zic. Dar mai puțin, sincer, nu vreau, așa că nu mai opresc chiar așa de multe gâște la un gâscan. Așa mult mai îmi place și bărbosul ăsta, la altul. E pe culoarea bătrânului.
Dar acum na, ar fi mai mulți care îmi plac. Dar cum e vorba, țin și eu și cel mai frumos. Degeaba opresc eu orice urtanie, că nu voi scoate pui ca lume. Și vreau și eu să scot și eu cât mai multe moțate. Moțate măcar cum e asta HDU. N-am putut să o aprind. HDU, adică herminatul deschis. O, o să ne uităm și pe aici, dar nu. Nici aici. Caprele nu mai este mult și le vom revedea și pe ele înapoi pe canal. Dar cum am mai spus și o să mă repet, acum că o să înceapă școala, nu promit nimic că o să mai filmez chiar așa de des la săptămână. Probabil voi filma și la două săptămâni. O săptămână, două, în weekenduri, să vă așteptați la clipuri. Dar bun, atunci de-aia am zis că săptămâna asta cât mai stau pe aici să filmez. Așa, de exemplu, weekendul imediat după ce începe școala, prima săptămână nu o să ajung aici. Dar a doua voi ajunge și voi filma obligatoriu. Nu-mi place să fac astăzi clip, de exemplu, și să-l postez după două săptămâni, pentru că așa n-ar mai avea niciun farmec. Cum am filmat, l-am și postat, le-am făcut și baie cățelușilor. Acesta este Mickey, mama lui Bonnie și Teddy, sincer, nu prea știu. Păi, unde e? Le este fric și lor pentru că chiar este răcoare afară. O la așa pitică. Să vedem dacă s-o vedea și șoricelul. Să vi le arăt și pe el. Hamster, adică. I-am pus ieri mâncare și apă. Dar văd că mâncarea cam de rămat-o. Nu îl voi mai lăsa nici pe el mult pe aici pe afară și îl voi băga înăuntru. Ai, doarme pe acolo printr-un colț. I-am pus pătura asta pe el ca să nu-i fie răcoare, să nu fie prea mult curent. Pentru că stă astea două zile și după aia vine înapoi căldura. Și de-aia am preferat să-l las așa. Care adăpost oricum acolo. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, pa, pa!